A fost odată o șoricică, căreia toată lumea îi spunea Șoricica Rozalia, deoarece avea două pete roz în jurul ochilor. Casa ei era modestă, dar primitoare, și în cele mai mici colțuri ale sale era plină de bunătăți. Într-o zi, întorcându-se acasă, Rozalia a văzut un ou mare abandonat în iarbă. Ce-o fi cu oul acesta?" se întrebă ea foarte uimită, privind în jurul ei, dar nu văzut pe nimeni care să o poată lămuri. Între timp, începuseră să cadă fulgi mari de zăpadă. Deodată, Rozalia auzi ciocănituri ușoare din găoace. Din acest ou va ieși în curând un pui, așa că nu-l pot abandona în zăpadă." Îl spusese buna șoricică și îl duse la ea acasă. Aplecată deasupra căminului, tocmai când se pregătea să aprindă focul, auzi un trosc puternic ce o făcu să tresară. Se întoarse și se trezi față în față cu o ființă care părea a fi un pui de rață. Puiul înfometat începu să piuie foarte zgomotos, iar Rozalia fu cuprinsă de trandețe. "Te voi numi Fulguța!" îi zise ea, turnându-i în ciocul deschis ciorba călduță. O adoptase. A doua zi dimineața, când Rozalia se trezi, peste tot era o tăcere de mormânt. Noaptea ninsese mult și o furtună învăluise casa cu o mantie grea de zăpadă, astfel încât nici nu se mai putea deschide ușa. "Cum o să-i mai caut eu acum pe părinții Fulguței?" se întrebă Rozalia necăjită. Văzând o păsărică pe fereastră, îi veni o idee și o chemă în ajutor. "Ai putea, împreună cu prietenele tale, să duceți mesajul meu?" Pasărea acceptă. Curând, o mulțime de păsărele își luară zborul în toate direcțiile pentru a duce scrisoarea Rozaliei. Însă timpul trecu și nimeni nu-i răspunse. Până în primăvară, cel pe care îl credea un mic rățoi se transformă într-o lepădă maestoasă. Rozalia își făcu obiceiul de a se plimba cu ea, ducând-o de lesă. Era tare mândră de pasărea sa mare și frumoasă, care îi ducea în cioc sacoșa cu cumpărături. Rozalia trezi invidia prietenelor sale. Unele îi ceruseră chiar să-l o lase pe Fulguța în gazdă, dar șoricica și minunata ei lebădă erau de nedespărțit. Lebăda, foarte atașată de binefăcătoarea ei, o urmă peste tot și o ajută cum putea mai bine. În tot acest timp, Rozalia era îngrijorată. Fulguța avea o poftă de mâncare grozavă. Toate merindele din casă dispăruseră în stomacul ei. Cămara era goală și nimic nu scăpase lăcomiei acestei mâncăcioase care creștea văzând cu ochii. Îi trecu atunci prin minte că, mai devreme sau mai târziu, va trebui să se despartă de prietena ei. Însă îi venea tare greu să o facă, pentru că se iubeau foarte mult. În luna aprilie, o ploaie torențială transformă toate gropile în băltoace și heleșteul înghețat redeveni un lac. Într-o zi, Rozalia o luă pe Fulguța la o plimbare pe malul lacului. Observând această mare întindere de apă, pasărea bătu din aripi, plonjă în lac și începu să înoate foarte fericită. Văzând că se îndepărtează, Rozalia, îngrijorată, o strigă. După ce înotă puțin, lebăda se întoarse la ea și oferi un smoc mare de iarbă, pe care îl smulsese din apă. Atunci Rozalia înțelese că Fulguța era într-adevăr în elementul ei. În acest lac mare putea în sfârșit să mănânce pe săturate. Cu lacrimi în ochi, o salută de pe țărm, fluturându-și batista în semn de rămas bun. Fulguța nu uită însă niciodată pe cea care îi salvase viața, iar Rozalia venea să o vadă în fiecare dimineață. De fiecare dată, Fulguța o lua pe spatele ei alb și pufos și o ducea de partea cealaltă a lacului pentru a-i culege cele mai frumoase floricele.